Doli uriaș în lumea filmului. David Leland, actor și regizor britanic, a murit la vârsta de 74 de ani, pe 24 decembrie 2023. Leland s-a născut în Londra în 1949. A început să lucreze în televiziune în anii 1970, iar în 1985 a debutat ca regizor cu filmul Wish You Were Here, care a fost nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun scenariu original. A regizat apoi o serie de filme de succes, printre care The Killing Fields 1984, The God Thief 1997, The Day of the Jackal 1997 și The Hours 2002. De asemenea, a avut o carieră de succes ca actor, apărând în filme precum The Killing Fields, The Hours și Atonement 2007. Moartea lui David Leland este o pierdere majoră pentru lumea filmului. A fost un artist talentat, cu o carieră de succes de peste 4 decenii. Sincere condoleanțe familiei.